Tuturor, mă numesc Robert și astăzi o să fac un nou unboxing la un nou joc care mi l-am luat acum pe PlayStation 4. Toată lumea știe, este Marvel Spider-Man și să începem. Nu știu cum o să țin eu telefonul, dar aveți un pic răbdare. Și îmi cer mii de scuze pentru sunetele de mașini, dar sunt într-un parculeț și e fix în stradă și... Da, e de căcat. Am văzut că a prins un pic ideea la primul joc care am făcut unboxing la Yakuza 6, așadar m-am gândit să încercăm și la Spider-Man. Aproape că l-am desfăcut. Așa, sper să se vadă cât de cât decent. Așa. Hai să-l și deschidem. Acesta e CD-ul, acesta e manualul. Cam ca la orice exclusivitate de PlayStation, singurul manual e, na, controlul jocului. Acesta e CD-ul. Și cam atâta. Cam ăsta a fost principiul. Ăsta e Spidey-ul. Aici spatele. Aici că ocupă undeva la minim 45 de giga. Sper să am spațiu ca să mă apuc de el. Și cam acesta este videoclipul. Sper că v-a plăcut. Îmi pare rău că n-am postat prea mult în ultimul timp, dar... Mă credeți că nu am prea multe idei, dar poate că în curând, acum când mi-am luat și ăsta, o să fac în viitorul apropiat un update la colecția mea de jocuri. Aștept să-mi reprimesc God of War 4 de la un prieten, pentru că credeți-mă, el are deja de ceva timp și poate că mi-l va da și ca să-l reprezint și pe el în videoclip. Așa, vă mulțumesc, salut, good night and goodbye!